E o știre incompletă, pentru că dacă sunteți atenți, și astăzi port o bluză de aceeași firmă, Abercrombie & Fitch, și mai grav, nu este, dar este de aceeași firmă, și mai grav mai am una. Deci am tocmai trei bluze cumpărate de la aceeași firmă. Mă rog, nu contează că nu costă 70, am dat vreo 35-40 pe ele, doar că eu le port de ani buni și sunt șocată că abia astăzi sau abia ieri a apărut subiectul în spațiu public, pentru că este un subiect extrem de important pentru opinia publică. Spuneam că mai puțin contează că le-am cumpărat mulți ani în urmă cu 35-40 de dolari și că atunci aveam un salariu de 10.000 de dolari. Și apropo, dacă e să transferăm în lei, atunci era altul cursul leului dolar, pentru că marele guvernator al Băncii Naționale, Drăguțanu, protejatului Candu, nu reușise încă să deprecieze leul național, deci lucrurile arătau cumva altfel. Totuși mă bucur că a fost sesizată opinia publică și am discutat, vreau acum doar să se scrie că sunt totuși trei bluze și nu doar una. Și să știți că a meritat prețul de 35-40 de dolari, pentru că și după 4-5 ani arată la fel de bine.